de la zumzărie o înghețată cu mango și cam așa arăt și ne vedem de acasă, am ajuns în București. Și am ajuns și la masaj în caz că întrebați unde sunt. După cum ați putut observa, am fost și la masaj. Încă nici nu am apucat să vă povestesc mai multe despre plecarea în Constanța și filmatul atât de puțin. Am fost și la Lidl, am făcut niște cumpărături și vi le voi arăta și în acest clip pe acelea. Da, și o să vă mai povestesc una alta. E așa un daily vlog ăsta, adunate mai multe zile, puse așa la oaltă. Gata, acum mă duc acasă sau poate mă opresc cu cineva solar să mă bronzez. Mă mai gândesc până acasă că vă că e cam aglomerat. Ta-da! Și am cules corcodușe. Hai să începem cu ce am cumpărat de la Lidl. Am cumpărat un box de apă, doar că n-am putut să o car pe toată și o să-l las pe al meu să le care. Am cumpărat asta de la Lidl. Pentru că are și gomaj, după cum puteți observa, ăsta a mirosat cel mai bine dintre toate. Eu de obicei aleg gelurile de duș și în funcție de culoare, să fie roz, dar la roz nu m-a dat pe spate, așa că le încercăm pe ăsta. Aceste rapuri sunt mântânică. Stați un pic. Ups, am luat niște ardei, pentru că vreau să fac ardei umplut astăzi. O cola, de fapt un Pepsi Zero. Mai am luat niște cepuță. Asta am luat-o pentru că îmi voi face paste, pentru că dacă nu vreți să stați să face sos, ăsta este cel mai bun sos ever. O să vedem ce mai avem pe aici. Am luat și aceste ciupercuțe, pentru că le tai feliuțe, le bagă la cuptor, le condimentez cu tot ce vreau eu și zbombă. Roșiile astea de care eu v-am mai spus vouă că ele chiar miros a roșii din grădină și sunt foarte gustoase. Și ultimul lucru pe care l-am luat este un pachet de hits. Dar pe toate acestea vreau să vă zic că am dat 114 lei, foarte, foarte mult. Ținând cont că, uite, vă arăt de la depărtare, da? Asta e tot. Asta e tot. Doar că mai am niște sticle de apă în mașină. Doamne, ferește, ceapă, ardei, roșii, un rap, smântână și stap. Măi, n-am și tocă și gel de duș. În fine. Ne vedem imediat. Bună! Bună! Frumusețe rară, frumusețe rară, mama, what you want, bla 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 bla. Gata, hai. La ce te-ai uitat cât am fost eu plecată? La ce te-ai uitat? Ah, da, la Casa Iubirii! Gata, vreau să strâng puțin pe aici că mi-a făcut aici niște surprize. Surprize! Pe Pampers! Wow! Wow! Am pus și bulion și acum voi amesteca carnea, ceapa, mirodenile, orezul și bulionul cu mânuța. După ce, bineînțeles, că ne-am spălat pe mâini, da? Hai, ne vedem la etapa următoare. Uitați-vă ce simpatici sunt! Și acum va trebui să pun zeamă, imediat. Am pus aici frumos. Wow! Scooby-dooby-doo-ba-doo-by-doo-by-doo-ba-doo. Și am încălzit puțin cuptorul și va trebui să intre aici. Dar am nevoie de două mâini. Gata, este dramă la Casa Iubirii. Și cât am gătit, am dat televizorul foarte tare ca să văd și eu drama. Gen. Gata, am terminat și de mâncat. După cum ați văzut, nu am mai fost la solar pentru că oricum mi-a fost foarte greu să găsesc un loc de parcare, deci, în fine. Vreau să mai vorbim așa puțin, pentru că timp de o săptămână ați văzut că eu nu prea am mai postat și nu am mai postat pentru că tot am încercat să mă angajez, să caut joburi, ba chiar m-am dus și în două locuri să vorbesc, ba într-un loc chiar am și încercat să lucrez o zi. Adică am încercat, am muncit o zi când am versie partea a doua, dar pentru asta story time. După cum știți, eu mă duc la Golden Body Salon și
acolo se căuta recepționeră. Mie de mult mi-au mai spus fetele să mă angajez pentru că este un domeniu plăcut, dar pe de-o parte auzeai că este obositor, că nu prea aș face față cu munca, de la 8 dimineața la 9 seara. În fine, și am zis eu frumos să încerc fix înainte de Paști, într-o vineri? Da, într-o vineri m-am dus și la 8 fără 20 am fost acolo, eu cum sunt de obicei punctuală. Zis și făcut, dar într-un domeniu în care activează foarte multe femei, mai exact numai femei care lucrează acolo, este puțin cam dificil. Și puțin cam dificil pentru că eu ca și clientă sunt o clientă, pot spune eu din punctul meu de vedere, de nota 10. Nu am pretenții foarte mari, nu mă uit atât de mult la orice detaliu, sunt o persoană vorbăreață, mă integrez foarte ușor cu persoanele din fața mea, așa că fetele mă știau pe mine majoritatea de acolo. Dar erau și unele cu care eu nu prea am interacționat și de când am ajuns dimineața am fost, bineînțeles, luată cu auzi, ai de gând să stai sau n-ai de gând să stai, ca să știu dacă îmi dai interesul sau nu pentru tine. Că eu n-am timp de pierdut. Bun. Și am zis la această replică destul de acidă, nu știu, voi vedea cum mă descurc după prima zi și voi vedea, nu știu. Adică mă iei atât de repede, adică dacă eu ți-aș fi zis că lucrez doar astăzi, tu ziceai, nu-mi dau interesul pentru tine. Sau ce se putea întâmpla, că n-am înțeles. Nici până acum n-am înțeles. În fine, niște reguli cu care eu nu am fost obișnuită ca și clientă, până acum acolo, în fine, o schemă de-asta anapoda din punctul meu de vedere. Eu la telefon, de exemplu, stați să vă mut mai așa, eu la telefon sunt obișnuită, vorbind mai mereu la telefon ca și hostesă, să vorbesc foarte frumos cu clientul. În fine, poate din celelalte părți mie nu mi se păreau anumite chestii ok, cum vorbesc anumite fete. Am zis, nu mă bag, nu-mi caut ceartă, nu-i treaba mea, eu îmi văd de treaba mea, îmi fac treaba și așa mai departe. Dar nici fetele cu care eu mă înțelegeam și așa foarte bine la salon nu aveau timp să stea cu mine sau să-mi treacă timpul mai repede, ceea ce era puțin deranjant, pentru că eu ca și clientă îmi fac timp pentru ele, stau de vorbă, nu știu ce, așa ca și angajată acolo, situația s-a schimbat la 180 de grade. Ba chiar cineva de acolo mi-a spus, Corina, tu știi cum ești aici, tu ca și clientă ești pe scenă, totul este frumos, toată lumea admiră, în schimb, după ce te angajezi aici, vezi tot ce se întâmplă în scenă și nu sunt lucruri chiar atât de frumoase. Ceea ce mi-am dat și eu seama, în continuare mă voi duce la salon, este un salon care mie îmi place, are prețuri ok, are proceduri foarte bune, nu am ce să zic. Am vorbit cu Floricica la un moment dat pentru că trebuia să mă anunțe dacă mai vin sau nu, pentru că nu am știut. Mi-am făcut planurile cum că m-aș duce la muncă marți și după aceea după Paște, nu mai m-a sunat, m-am dus eu la salon, la masaj și am vorbit cu ea și a zis că nu vrea să mă pierdă ca și clientă, dar este o muncă destul de grea și cel mai bine ar fi să rămânem prietene. Nici o supărare, nici o problemă, oricum și eu aveam puțin sufletul îndoit pentru că reacția anumitor fete de acolo nu mi-a plăcut în calitate cu mine ca și angajată. Cu mine ca și clientă este de nota 10 cu fetele cu care eu interacționez, dar cu celelalte nu și oh. În fine, am fost eu foarte stresată, nu știu ce. Am mai trecut ceva timp, am uitat pe TikTok și am văzut un studio de videochat care a angajat pe partea de interviuri, să iei interviuri. M-am dus frumos, m-am prezentat acolo, toate bune și frumoase, până m-au întrebat dacă am SRL, adică să-mi fac firmă. Și am spus, nu, eu aș dori să lucrez cu contract de muncă, adică nu vreau niciun SRL. Ca să-ți deschid SRL costă destul de mult, implicit trebuie să-mi plătesc eu cartea de muncă prin SRL-ul meu. De salariul ar fi trebuit să fie în jur, nu știu, de 9.000 de lei, 10.000 de lei, ca eu să-mi pot să plătesc toate dandanalele la SRL, plus să ies și eu pe profit, deci implicit a... nu prea ok și se pare că nici de la studio nu mai m-a sunat pentru a mă angaja pe postul de interviuri. Și am fost din nou puțin așa demoralizată, pentru că până la urmă mie nu mi s-ar părea normal să angajez pe cineva în funcție dacă are SRL și nici măcar PFA nu puteam să-mi fac pentru că ei își doreau SRL.
Și iar am rămas puțin dezamăgită, în fine am căutat, nu găsesc cine știe ce joburi și aș vrea să mă reapuc din nou de treabă și să mă promovez cu pagina de gene. Că până la urmă eu de 6-7 ani cam asta am știut să fac, să aplic gene, o meserie care pe mine m-a ridicat foarte mult, o meserie pe care mereu am făcut-o cu drag, doar că am avut eu niște probleme din cauza ei, că mi-a nenorocit puțin spatele și vederea, adică eu trebuie să port ochelari și spatele meu este efectiv praf. Așa că, fetelor, dacă vreți să veniți la mine la gene, aici sunt, o să mă apuc din nou pentru promovări și alte chestii pe Instagram, în principiu, gene fir cu fir rici, mă găsiți așa, o să vă las eu atașa dacă e în linkul din descriere și Instagramul, sau chiar pe profilul meu, Corina NCN, și acolo vă programez foarte ușor, pentru că intru mult mai repede pe profilul meu direct oficial de Instagram decât pe celelalte pagini pe care le mai am asociate la cont. Și cam asta voiam să vă spun. Din nou, încă o chestie, dacă vă interesați de gene, voi avea prețuri normale pentru perioada în care în momentul de față oscilează treaba asta. Mi se pare foarte mult să plătești pe un 3D, 3 fire pe un fir pentru necunoscători, 220 de lei. Eu, credeți-mă, știu cât costă aia, cât costă aia, cât costă aia. Știu ce înseamnă asta. La mine veți găsi prețuri mult mai accesibile. Am cumpărat deja multe cutiuțe de gene, le voi posta pe Instagram. Grosime mai mare pentru a se vedea un efect mai mișto la ochi, adică și dacă spui 2D se vor vedea ca și 2D la ochi. Avem și volume și soft volume și 1D și 2D, 2D cu 3D. La 3 mă gândesc dacă voi face, pentru că durează și mai mult decât celelalte pe care le-am enumerat. Da, cam așa a fost perioada asta pentru mine. Iar la Constanța am fost pentru că am fost cu mama lui al meu, să o luăm, s-a operat acolo și am să profităm să plecăm și noi să, cu o seară înainte, să stăm și noi o noapte acolo și duminică ne-am întors. Da, foarte frumos, mi-am făcut poze, tot pe Instagram le găsiți, miu miu, hau hau și cam atât. Gata, o să mă bag să fac puțin ordine prin casă. Și zic puțin ordine pentru că eu oricum am făcut curat înainte să plec, cum îi zice, la mare, în ziua aia, că mi-a fost și foarte rău în ziua aceea. Am vrut să filmez și așa să mă apuc de un daily de atunci, doar că vreau să vă spun că am dat efectiv la rațe. M-am băut o cafea, apă și am dat la rațe și mi-a fost atât de rău că abia am filmat a doua zi și ce ați văzut voi. Și acum, gata, ne uităm la drama Casa Iubirii și așteptăm să se facă mâncarea în timp ce fac puțină ordine pe aici. Vă super pupicesc, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare cu un nou clipuleț. Mua! Bye!